Sicriul a ajuns la cel mai mare stadion al țării în jurul orei 13, iar ulterior au apărut membrii ai familiei lui Helmut Ducadam, dar și unii dintre foștii colegi din fotbal. Delegația echipei FCSB s-a prezentat la Arena Națională cu o coroană. Clubul CSA Steaua i-a cerut familiei acordul ca trupul neînsăflețit al lui Ducadam să treacă pe la stadionul Ghencea, pentru ca cei care l-au apreciat să-și poată lua adio de la el. Inițiativa clubului din Liga 2 a fost respinsă, însă, de familia lui Ducadam. Apropiații săi au dorit ca momentul să aibă loc la Arena Națională. Familia lui Helmut Ducadam a mai luat o decizie, transmisă luni seară. Cu puțin timp înainte de miezul nopții, prin intermediul lui Radu Nam, în cadrul emisiunii Fotbal Club, Alexandra Ducadam a anunțat că soțul ei lăsase în testament dorința de a fi incinerat, iar familia a hotărât să-i respecte hotărârea. Impresionant este că și bătrâna sa mamă, în baston, a venit la București pentru a-și lua rămas bun de la fiul său iubit. În ultimii ani, Ducadam s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate, iar în septembrie 2024 a fost supus unei intervenții chirurgicale pe cord deschis. Fostul mare portar al echipei de fotbal Steaua București, Helmut Ducadam, supranumit eroul de la Sevilla, s-a născut în localitatea Semlac. Județul Arad, la 1 aprilie 1959, a început să joace fotbal în 1975, la Gloria din Arad. Până în 1983, când s-a transferat la Steaua București, a mai evoluat la UTEA, 1977 și 1978-1983, și Constructorul Arad, 1977-1978. Vârful carierei sportive îl atinge în ediția 1985-1986 a Cupei Campionilor Europeni, când pe întreaga durată a competiției, dar mai ales în memorabila finală de la Sevilla, Steaua CF Barcelona, 0-0, 2-0, după penaltiuri, apără de-a dreptul senzațional, determinându-i pe ziariștii spanioli, și nu numai, să-i aprecieze evoluția la superlativ. Cele patru lovituri consecutive de la 11 metri apărate în fața jucătorilor spanioli ale Sanco, Pedraza, Pic, Alonso și Marcos l-au făcut să intre în cartea recordurilor, după ieșirea din fotbal. Helmut Ducadam s-a angajat în poliția de frontieră, în localitatea natală Semlac, însă ulterior s-a pensionat pe caz de boală. În 2003, a câștigat loteria vizelor și a emigrat în Statele Unite, alături de prima sa soție și fiică, însă a revenit în țară după doar un an. În 2004, Ducadam a intrat în politică, în partidul Noua Generație, din 2010 până în 2020. Ducadam a ocupat funcția de președinte de imagine la FCSB, iar în 2017 a devenit cetățean de onoare al municipiului București. Mai apoi s-a dedicat meseriei de analist sportiv, fiind aproape zilnic prezent în studiourile de televiziune, explicând cu expertiza sa fotbalul. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.